Bun venit în casa noastră, stimate doamne, doamna Maria și doamna Marina. Domnul primar de la, din parte, reprezentant din partea primăriei împreună cu doamna Domnica, reprezentați de onoare, avem la sărbătoarea de azi. Ați venit la noi în cel mai frumos anotimp, anotimpul reînvierii, dragostei, frumuseții și căldurii, care vă va colți în sufletul dumneavoastră puritate și lumină. Așadar, primiți din partea noastră pâinea și sarea, simbol tradițional de bun venit în Casa Mare, în satul Iordanovca. Bravo! Fiți bineveniți în Casa Mare, la Iordanovca. Și poftim, vă luați loc la, aici la început și dumneavoastră tot. Treceți aici. Și ceilalți și femeile. Ia uite, acolo mai greu. Doamna Domnica, treceți acolo. Așezați. Și doamne, dumneavoastră tot aici. Treceți. Și vă așezați. Dumneavoastră treceți. Toți. Azi, în Casa Mare, avem o sărbătoare. Sărbătoarea Lăsatul Secolului, care semnifică ultima zi când se mai mănâncă de dulce, înainte de a intra în unul dintre cele patru mari posturi rânduite de Biserica Ortodoxă, Postul Sfintelor Paști. Postul Sfintelor Paști se deosebește dintre cele patru posturi, dat fiind că în postul mare sunt două lăsatului secolului. Primul lăsatului secolului se sărbătorește în săptămâna strașnicii judecăți. Adică numai săptămâna aceasta se mănâncă de carne. A doilea lăsat secolului este de lăsatul secolului de lapte, brânză, ouă și pește. Și se sărbătorește în duminica izgonirii lui Adam din rai. Acest post este cel mai strict dintre toate cele patru posturi. Și dat fiind că e așa o sărbătoare, ne-am sfătuit cu vecinile noastre, stând la prispușoară, de vorbă, așa cum e dat la moldoveni, la prispușoară. Dar ce ar fi femeilor dacă noi ne îngrămădim și o facem lăsață? Așa că vecinile, cum erau odată, cum petreceau bunelele noastre, mamele noastre, ei și s-au prins de acord. Și mă gândesc că ele trebuie să vină de acum. Dar poate îți vă dau și eu în mână de ajutor. Da, drăguță, da, că am rămas singur, s-au îmbrăștiat, toate fetele s-au îmbrăștiat, băieții s-au dus acasă. Și nici bărbatul nu e acasă, bată norocul, măcar el a dus și eu o pofie. Lasă ca să vină, nu vă deranjați, ca să vină, dar mai vină să scoate plăcitele din cuptor. A să fie acasă, a să fie prezent. Da, orice ce jest. Și zăbătirea. Dar nu uitați, vingă-i din vorba noastră oară. Da, eu știu. Da. Bună ziua, comadră. Bună, comadriță, mă pusesem și pe gând. Mă trimis pe mine în Casa Mare. Da, cum? Și mai mare dragoste. Am auzit că aveți o sărbătoare mare. Da. Și am înțeles că se face lăsat secul de Paști. Mă trimis pe mine în Casa Mare. Vă primim, dragă, vă primim trei și încoași, comadriță. Luați loc, dragă. Așezați-vă. Cred că o să vină și din antic, când ne-am înțeles mai mult. Și oare să fim? Da, știți cum e Sara? Da, e... O una vine vaca, alta vine oaia și trebuie să... Da, păi să-ți închisă, dar nu știu ce și e așa, e ziua e mică, trece la păcuța. Ia-mi să vedem și chiar nimeni nu mai vine, doamne. Cum se vede? Mama socră! Ulele! Mama socră! Ulele! Da, dragă! Bună seara!
хочу долю вернуть, а? Ні. Я другу мамі маю, самі не невестойки. Дай вернуть, твой плечей, баку капу. Не помираю, що ти помираю. Ти сам не господи. Ти сам не господи. Не плачь, мамі, так, що ти ще зразу. Lăsați simplu, de plaja vinit eu la orașul, nu facem plăcințele, am atales mai gustoase. A, pe ea că, dragul mami, cum ai ascultat cu îmbrăcămintea și cu hăinuța, să mă zie așa, dar să ai grijă săptămâna asta, săptămâna care vine, săptămâna patinilor, Doamne ferește să mănânci de fruct. Doamne ferește, nu mai ai parte nici la păsări, nici la... Tăte voi la oraș, nu mai știu de lucrul ăsta, dar tot una. Și, dragul mami, păzești săptămâna asta, și măcar o săptămână. Și te împărtășești, că e... Bine, și eu să mă speri, mâncuță. Bine, mame, bine. Ia mă bucur, ia mă bucur chiar de spun, ia. Ai văzut ce-i frumos că e nevoia. Am și eu, și mi-e de voie. Da, da. Asta e șină. Asta e șină. Șică. Bună, șinuță, bună, bună. Ce mai faci? Mi se pare că mă întârziet, că văd gălăjei să aude. Nu cumva sunt ultima. Nu. Mai trebuie să mai vii, dar cred că au de lucru femeile. Nu-i nic, le-am așteptat aleacă. Da, hai treci, mi-e tare și eu. A să vă spun și eu ceva. Știți că sărbătorile tradiționale din 32 săptămâni sunt despărțite în sărbătorii nocturne. Care este e din mai multe denumiri, cum este strigătul peste sat, preveghiul cerul mare, așa că mai multe sunt. A, păi, dar până noi să mai discutăm, să mai spunem și pe parcurs, numai că vine vinitea, ca că unde ești mai multe și veselie mai mare. O, dar miroase a plăcinte... He? Dar păi lăsați să-l mână? Te-ai gătit o miros, miroase toată mahala. Ne-am înțeles? Și noi am gătit ceva. Am făcut, știu, băbușoară și plăcinte cu varză, cu brânză, cu tvorul, cum se face la... Da, cum, așa faci mâni. Da, ghinei vinit cu mătră, dragă. Ai, mulțumesc, ne-ai mai spune și mi-ai dat ceva, cred că... Oh, dar cum? O mai cânta, o mai veseli, că fără critic știți că nu merge nici la zăhărerul de jânt. Aleu, Doamne, da. E acasă, e acasă, soră. Bună ziua, soră. Bună. Nu-mi părțelet. Nu. Ei, când am dat plăcintele în cuptor, ia bucurii mi-a dat Dumnezeu. Ai fată, bă, cușoară. Ia că se... Ia să urcă cu rasle. O rămas ar și să urcă și până la sfârșit săptămâni. Dar și ce ai, mătră? Ei, am un martinier, că doar e luna martie. Și e plus că e un martinier. Da, doar în zavă, bucurii. Ia că să vinim cu un ștergărut, acum. Și mare nu e asta, bine, soră, dragă, dar ne-am amintit de mâca Anica. Să-i minge? E, cum și mă ține? Cum ne spune mâca? Care? Ține, lăsat seclu înaintea Paștelui, mănâncă de toate și postul-i pare ușor și trece repede și-ți merge peste an. Și vin și eu. Hai, treci, sor, dar cum ei... Și ghinii mai pare, i-a venit și vecina, și nora, și cu mătra, și sora. Dar mă tin că trebuie să mai vii și neva, nu? Nu-ți mai chemat și eu? Nu. Ia întreșeți așa împrejurul mese și om vedinu și om face. Nu îmi discurcăm de cum asta, da, tu noroc. Așa. Lilinine! Uai, eu femeilor am făcut. Lilinine, ești acasă? Da, pui, că da, s-a acasă. Măi, dar și de multe mai sunteți aici. Da, pui, la seara. Dar eu am văzut că trece una, trece alta și dacă sunt și curioasă eu la mine, am venit să vedem. Ce se întâmplă? Ai încurcat-o. Mă rog, mai iartă, dragul meu, dragul mă, că da, ghinei, păi, că e bine. Las că unde e zis. Și sărbătoarea vreți. Lăsați săcul, fii neva, dar păi cum, fără mine lăsați săcul și dacă sunt tineric, doar să-mi iei și card aici și dacă-s venită din alt pat... Dar să te uite rălele, cum te-am uitat eu, dacă nu mai șeți acasă, numai ulițele umble. E așa e din profesia. Acuia că vieți, nu te mai spără, ia-mi crește. E bine, e cum am mai spus de data asta, dar dat să ai invitești. Lasă, că-s din vieți.
Я Андрія Соловкова. Я хочу питати про свій З
Toată săptămâna așa, împletite, numai, nu, și nu ne dea părul în oși, nu mi-i spui și vedea.